Primarul orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, spune că nimeni nu-i bătut în cuie, așa că nu este nicio problemă dacă partidul nu îl mai susține pentru un nou mandat anul viitor. Îi transmite însă senatorului Tudor Barbu că un om profesionist trage partidul în sus și nu partidul îl trage pe el. Nimeni nu bătut în cuie, unii coboară, alții săsuie. Nici dumnealui nu, poate că nu va mai vorbi din postul de senator, poate nici o de primar, tot în viața asta este trecător. Important este să lași ceva în urma ta, să nu treci prin viață ca, precum acceleratul prin Cărbunești. Vă spun eu, după două minute nu se mai cunoaște absolut nimic. Sunt zvonuri care vorbesc de domnul Miloșescu. Eu nu bag în seamă zvonurile și haideți să vă promit în fața dumneavoastră acum aici, la această aniversare a spitalului, cu siguranță la anul o să faceți o reportaj în aceeași ipostază în care sunt și eu și dumneata. Mihai Mazilu, primarul orașului Târgu Cărbunești. Cu siguranță, da. Nu contează că vă susține partidul sau nu. De ce să nu recunoaște? Nu știu. Fiindcă un om profesionist trage partidul în sus. Nu partidul mă trage pe mine. Senatorul Dian Popescu spune că președintele Tudor Barbu este într-o mare eroare dacă nu îl mai susține pe actualul primar al orașului Târgu Cărbunești, care se bucură de simpatia locuitorilor. Vis-a-vis de opțiunea Partidului Național Liberal față de primăria Târgu Cărbunești, eu cred că ei sunt într-o mare eroare. Să nu uitați un lucru, primarul Mazilu bate la pat și ca independent. Până la alegerile locale din 2016 nu mai este foarte mult timp, iar lupta politică a început deja în interiorul PNL pentru desemnarea candidaților.